la orice produs cumpărat de pe PC Garage, folosiți cuponul y Shorty pentru o reducere micuță ce mă ajută și pe mine și pe voi. Salutare fraților și bine v-am regăsit la o nouă serie pe canal, se numește Motel Manager Simulator. Uh, mi ați recomandat voi în episodul de ieri, de l-am postat ieri uh, pe premieră, mi-ați recomandat să mă joc Motel Manager Simulator. Am intrat un pic în el, de asta apare și continuu aici, am intrat doar să vă și eu. bă, cum arată un pic așa, știi? dar nu știu nimic despre joc. Uh, doar mi l-ați recomandat voi. Sper să fie șmecher, el pare interesant, pare misto pare foarte complex. Uh, și sper să fie misto uh, și sper să apăsați și pe butonul de like, să strângeți și noi multe like-uri la primul episod. De aici suntem într-un autocar, un autobuz, ceva. Și sper să strângeți și noi cât mai multe like-uri, ca să-mi dau și eu seama dacă vreți să facem serie din jocul ăsta. Adică să postăm mai multe clipuri, că o să postez, să spunem, două episoade. Dacă în două episoade văd că nu vă place, atunci nu o să mai postez. Vă dați seama că nu vreau să postez episoade cu un joc pe care nu-l lumea, cum ar veni. Dar uh, arată bine, arată bine jocul. Uh, e foarte complex. M-am uitat și un pic pe YouTube așa să văd cam despre ce este vorba. Și chiar pare foarte mișto joculețul. Am coborât din autocarul asta, ce fiel. Și ăsta este locul nostru cu cum ar veni. Cu un motel. Avem trei camere de motel acolo. Aici este zi. Cum se numește lobby-ul motelului Sanchi Pana mea. Și hai să începem de la început, de unde ne pune să începem. Și anume de la o scrisoare pe care ne-a lăsat-o nouă grins, bunicu. I just want to tell you that I'm proud of you and I know you will take care of yourself. That's why I left you nothing. I've decided to leave this letter for you in this abandoned place for no reason at all. Ce zice aici este salut uh, sau bună sau cum vrei să ziceți voi uh, nepotul meu. Nu știu ce ți-a luat atât de mult timp. Dacă, dacă citești scrisoarea asta înseamnă că am murit de foarte mult timp. Uh, și vreau să spun că sunt foarte mândru de tine și că știu că o să ai grijă de tine. Și da, asta ți-am lăsat nimic. Practic, adică nu mi-a lăsat nimic, nicio moștenire, nimic. Și am decis să-ți las uh, scrisoarea asta aici, în locul asta abandonat, pentru niciun motiv. Deci, cam asta este povestea. Motivul fiind că ne-a lăsat în locul ăsta abandonat, pentru că aici asta ne-a lăsat el, de fapt, nou moștenirea noastră. Este un motel amărât. care și are, are, are și o mică benzinărie. și pe care le vom putea uh, extinde pe parcurs. Dar, hai să vedem de unde începe toată șmecherea. Turn on the power. Uh, și power este aici, dăm drumul la generator, așa și ne spune că atunci când nu mai avem energie în ăsta, trebuie să dormim sau să bem, să facem, să bem, să mâncăm ca să regenerăm energia, nu știu cum are treaba energia cu generatorul de aici, dar whatever, să zicem că așa o fi. Uh, hai să golim de aici și am văzut că mi se pare că pot goli astea și direct în coșul de gunoi. Poți să le iei direct cu mâna și să le pui pe jos, pe undeva, dar cel mai bine e să le iei în coșul de gunoi ca să capre de -ale. Și avem aici cameruțele, pe care trebuie să le facem curat astăzi. Să facem curat în ele și să pregătim pentru noi, uh, chiriași, să zic așa, pe care o să băgăm noi aici, în motelul nostru. Facem curat, luăm tot ce se poate de aici. Așa. Bam, bam, bam. De aici, din camera asta, am luat cam tot. Uite că mai e. Așa. Le aruncăm la gunoi. Adică ăsta le aruncăm la gunoi. Ce e mișto la gunoi este că în momentul în care ai dat pe ăsta, l a aruncat direct. Cu timerul ăsta, nu știu care, cred că odată la ceva timp vine mașina de gunoi să le golească sau ceva, barnam Dar v-am zis, sunt și eu la început și nu știu. Aici, ca să luăm mai multe iteme, am văzut că dai cât rl și le stochezi în felul ăsta ca să le pui una peste alta. Ăsta e un pat pe care o să-l scoatem noi din cutie, să-l băgăm acolo. Și primul episod este să aruncăm toate gunoaiele posibile pe care le avem și noi aici. Să scăpăm de gunoaie, să facem curat. Aici luăm patul ăsta, îl băgăm și noi, uite aici frumos, să putem dormi în el. Curățăm podeaua frumos. Bam, 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 curat frumos, tot să fie bine curățel. Curățel în fășețel, vorba aia. Ok, aici în lobby este totul curat. Ne zice să luăm o dasta de, de priză de aici și să punem undeva pe ăsta. O să o punem și ne uite, aici. După aia să luăm power plug ăsta. Să-l băgăm aici în priză. Și ne zice hold cât îl pick up more than one object. Asta am învățat-o și eu mai devreme când am intrat. You can lock objects by marking them as not pickable. Ok, deci dacă vrem ceva să nu aruncăm din greșeală, le dăm cumva mark as not pickable. Nu știu cum faci chestia asta. Ah, pe, pe X. Aici am dat X la asta la pat de exemplu, ca să nu-l dedic niciodată să-l arunc din greșeală. La calculator nu umblăm momentan pentru că avem alte nebunii de făcut. Trebuie deci să mergem la warehouse. Și mi se pare că warehouse-urile erau acolo, de era asta de aici. Nu, asta este shop. Bă și e destul de complex jocul de câte am văzut și eu pe net, și ăsta de aici pot să-l iau să merg cu el. Da, aici este warehouse și astea sunt alea două de care avem noi nevoie. Am luat două din astea și ne zice să le băgăm în camera 1 de motel. Și trebuie să facem curat și în camerele astea de motel, dar hai să băgăm prima oară luminile astea. Uh, place, uh, rotate. Cum fac un Hai să facem, uite așa. place, uite așa. și băgăm aici una, mai băgăm încă una aici, sus, bam, task completed, hai să mai luăm gunoi de aici, pentru că avem foarte multe gunai, deci de aici, din camerele astea de motel, sunt exagerate multe veri, mei. Dar vă dați seama că e satisfăcător să cureți tot aici, să arate frumos după aia. Puteți schimba și podeaua, să vă obțin și pereții. Adică e destul, destul de complex joculețul, e chiar mișto. Sincer. Hai să luăm și asta de aici acum. Asta două de aici nu merg luate aparent. Dar luăm de aici gunoaiele să le eliberăm, să curățăm tot ce avem, să scăpăm de gunoai. Hai să luăm și de aici la fel. Cu coșul coșul de gunoi, uite știu de gunoi este asta chiar că a fost Aici chiar că a fost abandonat, dar abandonat, nu glumă, știi ce zic? Hai mă, nu pot eu iau și eu aia de acolo Las cu iau după aia Așa, umplem aici coșul de gunoi Și am văzut că ne-a aruncat pe jos uh, cu sacii, dar o să-i aruncăm după aia saci Așa După aia începem să luăm astea Bam, bam, bam. ce e asta? E foarte mult de curățat, dar după aia o să arate foarte bine pe aici. Asta aruncăm și stacii de gunoi. Aș fi vrut și stacii de gunoi să poți să iau, să stachez, să iau mai mult saci de gunoi deodată, dar aparent așa merge. Asta e camera 1. Trebuie să dau cu mătura și acolo. O, uite mă că merge mă să-i stachez. Pe păi așa da, frate, că faci curat în toată camera frumos și după aia ai luat tot sacii direct și ai aruncat la gunoi direct și ai terminat cu bâlciu. Hai să mai umplem aici că mai aveam. Așa, luăm asta de aici. Mergem și în camera următoare să mai luăm Ce mai putem lua care e mai mare așa un pic. Și golim. În episodul ăsta golim camera și mai avem niște tascuri de făcut. Golim camerele. Și mai face și niște task pe care le avem de făcut aici, de, de neapar acolo Umplim aici cu gunoaie, cu tot ce trebuie Da mă, și jocul chiar pare mișto, am mai încercat jocuri de astea simulatoare E calculatorul meu plin de simulatoare, vă zic sincer Dar nu sunt toate Sunt, majoritatea sunt foarte așa basic, adică faci doar Niște chestii micuțe Și cam atât, mai am încă unul care e cu hotel manager și l-am primit direct de la developer, cel care a făcut jocul cum ar veni. Hotel manager, nu mai știu cum să numească sincer să vă zic, dar e, nu știu, e basic, frate, adică nu ai mare lucru de făcut în el. Și nu poți să faci o serie. Faci un episod, faci două, o caterincă să închipă acolo, dar cam atât, știi? Dar ce e asta de aici? Că nici nu merge luat de aici, nu știu ce e ăsta. Habar n-am ce e de acolo. Hai să mai dă cu mătura și aici să arate curat, să fie, să știm, băi, e curat în casă, în camerele astea, nu știu care treaba, nici cu ăsta de aici că nu, pot, nu le pot lua Și nici cu coșul de gunoi nu pot da să le iau nu să vă zic sincer Ok, mai avem gunoi și pe aici, pe în curte, dar nu ne ocupăm de asta acum După a zice, get the floor pieces, paint, uh, paint buckets from the warehouse, ok Mergem la warehouse care era ăsta de aici, cred eu că era bine, da. Și ne zice așa, floor pieces. Asta ăsta este, cred că, floor pieces. Nu? Finish placing, nu știu. Ce. Nu știu dacă e ăsta. Floor pieces. Și paint bucket, a zis, nu? Da, Le luăm pe toate astea, le ducem Așa Le ducem pe toate aici în asta principală, da? Sau le în camera 1 aici Așa Aici n-am dat mă, și eu cu motura mă? Așa mă tată Deci am luat alea și mai trebuie să iau flor piste Și cred că erau bine alea de la luat eu prima oară Că flor piste cred că se referă la parchet și astea e cam așa parcă e Că de parchet, uite și ăsta la fel ar fi Hai că le luăm pe toate trei Mai avem și niște rafturi pe care să le putem pune în magazin și așa mai departe Deci în ăsta, în jocul ăsta, avem și motel manager Avem și o semi-benzinărie Și un semi-magazin Și mai multe chestii interesante Așa, echip pentru lor Ăsta fiind aici Take paint. Ok. Și zice paint the walls and ceiling. Stai puțin, că eu vreau să aprind lumina aici prima oară. Altă viață, frate, așa. Take paint. Toate sunt aceeași culoare, cred. Take paint. Și acum facem de aici walls and ceiling. Și dăm click. Cum facem? Pă, e, e paint, ok. Și alegem, uite așa. Că nu merge să fac tot peretele. Dar face și noi cât putem. A, mai trebuie să bag în vopsea, mă. Ok. Mai luăm vopsea. Uite că ăsta e nivelul vopselei de aici, da? Așa. Am făcut un perete din asta. Mai luăm vopsea. Am făcut și de aici ca că nu e greu de făcut, adică nu e mare inginerie, nu e mult de muncă. Așa. Asta este cam, cam goală. Vedeți că mi-apare acolo pe... Dacă ne uităm pe bidineaua asta ce fie, mi-apare în dreapta că mai era un pic. Cred că atât acum ar fi. Aute că mai era un pic. Așa. Și ăsta o să trebuiască să îl arunc, probabil. Ce-am făcut? M-am stins lumina în loc să Vopsesc. Haide Hai mă. Așa mă, tată mă. Mai umple cu vopsea și facem și asta, acoperișul, tavanul. Ne ocupăm și noi de prima cameră momentan, ca așa ne-a zis. La rum 1, da? Noi suntem rum 1 măcar? Da, e bine. Hm. Așa. Și facem rum 1 Îl face frumos Bom Mai trebuie Mai trebuie mancava și că Trebuie să facem tot Uite așa Mai luăm și de aici Reducem, sper să meargă tot peretele întreg, n-a mers Mai și de aici un pic mai aveam și facem toată camera asta? ca ne-a zis Să facem tot Cum ar veni gen Așa Obsit și unei camera asta rapidulos Așa. Gata, mă, tată. Au, te ca la spital am făcut-o, direct. Am făcut-o de spital. Și zice și de... Zice, paint the walls and ceiling. Deci nu a zis de... Să de, fac și pe jos pe aici, așa că nu mai fac jos. Păi, am făcut asta. Build. Și room floor, zice. Ok. Room floor o să băgăm parchet din asta. Left mouse button, ok. Place piece. Ok, au oh, ce mișto arată ești de bun Nu e rău deloc Cam atât a fost în cutia asta Și mai avem o cutie Eu sper să ne ajungă pentru toți frate Uite și bucățica asta mică Eu sper să ne ajungă ce mai avem aici Cred că aici ar trebui să ba... Bă aici cred că e pentru chiuvetă, pentru WC -ul. Și aici cred că N-ar trebui să pun așa a trebui să pun și o gresie vă meu pe jos. Ca ce în baie, mă, cum ar veni? Adevărat să mor. Aici în baie, verii mei. Da, asta. Așa, mă, tată, mă. Și aici punem la fel. De asta, nu, de asta nu puteam să ne ridic, eu am crezut că sunt niște cănuțe, dar nu erau cănuțe astea. Astea sunt, e, uite, și aici asta pentru chiuvetă, aici pentru wc aici pentru cadă și pentru chestii de genul, știi? Bun. Check the missing equipment in the computers și după aia rooms. Ok. Și trebuie să cumpărăm un pat, trebuie să cumpărăm o chiuvetă, o cadă, o chestie. Aici la fel este ceva de băgat. Cred că e pentru gaze sau cine știe pentru ce o fi băgat aici. Dar hai să mergem aici la calculator. Bă, chiar pare miște jocul și sper să vă placă și să dați și voi like-uri, frate. Pentru că, vă dați seama, nu pot să o țin pe Ați văzut, am avut seria de gas station simulator, am dus-o la maxim, ne-am spart cu ele, am avut acum și seria și încă mai o să mai continui câteva episoade cu târgul de vechituri, dar trebuie să mai face și alte serii și pe lângă asta mai vreau încă o serie să fac și niște viar, să băgăm să facem și noi frate pe canalul ăsta, să băgăm mai multe chestii, nu doar una. Rums, uh, rooms, da? Și avem așa, aici. Uite că avem și housekeeping să vină să ne facă curat și alte nebunii. Bifăm de bifăm, ok. Și avem un fel următor, ceiling, lamp și asta este ready. Și asta este chestiile de care avem nevoie. Și cum dau eu să le cumpăr acum, dacă mă întrebați pe mine, că nu prea știu. Deci avem de bed, door și door, două, două, da, avem o ușă la intrare și o ușă în partea aia. Uh, delivery. Decoration, de equipment, decorații, nu, displays, nu, misc, nu. Și mașina de spălat, cred că de aici mă trebuie să, lu să luăm chestii. Management. Rooms, da? Room 1. Era mișto dacă îmi dădeam seama exact care e șmecherie. Ca aici... Use the computer to buy this equipment. Da, deci să le cumpăr de calculator. Upgrades, nu. Ok, hai să facem felul următor. Te să luăm un pat, două uși. Și chestii pentru pat, pillow, bed sheet și așa mai departe, da? Asta nu mă interesează. Misc. Am, deci am nevoie de două uși, în primul rând. care nu stă aici, build pieces decoration. La build pieces ar trebui să fie uite, floor, ceiling, paint, nu. La decorații nu, misc nu mi-apare aici, la displays nu, echipamente. Dor. Deci avem nevoie de două uși. Vă dați seama că nu luăm dar la 80 de dolari, avem 1600 de toți banii și cred că sunt la limită banii aia. Bonus, avem bonus, un dolar, nu știu ce, cred că e reducerea asta sau ceva. În fine, o să luăm și noi cele mai ieftine. Avem nevoie de două uși, da. Pillow. Avem nevoie de un pillow. După aia, bed. Avem nevoie de bed, nu o să punem cel mai pârnaie bed, vă dați seama. O să luăm și noi ceva mai drăguț cât de cât. Uite, asta îmi place cum arată. Că e cu lemn așa și cu dastea, cu dastea albe E drăguț Așa Mai departe bed sheet la fel O să luăm Dar alea mai de hotel mai spre albastru Sau să luăm dastea bed și top dastea Hai să luăm dastea Blanket uh, Nu mai știu ce culoare am luat alea Stai să vedem, cart E cu roșu și alb, ok? blanket roșu și alb. Hai să luăm ăsta. Sau? Ăsta așa? Cred că ar merge alb și atât. Sau alb cu dungulițe, dar asta uite și -o luăm pe ăsta. Pilou am luat, dor am luat, ceiling lap avem. Bed tab. Hai să luăm și uh, astea Uite, asta arată bine. Sink, la fel, sink avem nevoie. O să luăm un de ăsta Towels Din astea Dacă, dacă dăm una ne bagă 3 în ăsta WC-uri Luăm ăsta clasicos direct Sau să luăm ăsta mai patratos, care arată mai bine și un pic Hârtie ne dă 12 Luăm și noi de astea cu mai multe straturi Mamă, luăm roșii, Ca să fie forțichis cum ar veni Heater Deci trebuie să luăm și de astea Uite, dăstam și eu acasă. Luăm de ăsta așa, tată. Curtain, din astea, cred că o să avem nevoie și de, de astea să punem la geam. Și luăm de ăsta. Scaune momentan nu, lampă nu, table nu momentan. Drawer de astea, cred că o să avem nevoie. Electric, de aer condiționat, de chestii, de manevre, las așa momentan. Carpet. Hai să luăm și carpet. Uite așa au hotel Holder din asta pentru baie Cam pe ăsta unul de la mine acasă Cărți nu Toiletrii de astea să miroasă frumos Sanchi luăm un dăuță ieftinache Accesorii luăm un ceas Uite așa de ăsta, așa mai modernos Și deja am dat 500 de dolari așa Shipping, cu ce să vină? Am costă mai mult dacă e așa Capacitate 200%, nu știu, low, 6 ore. Medium fast. Eu vreau să vină rapid, mă, mâncava și. Uh, order. Păi, eu sper să încapă tot în mașina aia. Can't transport in the current vehicle, nu vrea. Aici am intră tot? Carpetă nu-mi intră aici. Trac. Ok, hai că aici am cape tot. E bine că m-am uitat să mor. Uh, și să vină fast, să vină rapid, mă costă destul de mult. Order. Huh! Mamă, cât am comandat, ești de bun. Pentru o singură cameră. Hai să luăm asta de aici. Sper păi să le pot la potate, n-am putut să le lua Le ducem în warehouse. Le lăsăm aici frumos. Ăsta și ăsta le pot arunca direct Că sunt goale, nu? Dacă sunt goale, la ce dracu le mai țin? Și hai să vede și unei cât de repede ne vin și nouă de... Uite mă, că a venit mă tată mă. A venit mă tată mă. Și le lasă jos direct sau trebuie să le iau eu? Unde se duce mă ăla? Cred că mi le lasă la warehouse, mă A venit delivery-ul Bă, chiar pare complex jocul, chiar pare drăguț, chiar pare că s-a depus ceva efort când l-au făcut, știi? Că nu este așa doar ceva în bătaie de joc, hai să facem noi un simulator și gata. Ia să vedem, coboară asta? Fii atent că coboară, deci nu le aruncă pur și simplu. Ia. Ai noroc, vărul meu. Și? Atât? Open. Ia uite-le, mă. Te să le iau eu de aici, am și. Ăsta e pat, da? Uh, le bag în warehouse aici. uite ce drăguț e patul ăsta, vă jur. Dacă le cât mai mult așa. Așa. Mamă, dar am comandat, nu glumă. Am comandat, nu glumă, și toate pentru o singură cameră. Bine, că mai avem hârtie igienică și mai pe acolo, mai băgăm și la alte camere, știi ce zic? Hai să vedem unde mai găsim loc să mai băgăm noi astea. Așa. Bam, bam, bam. Luăm tot de aici. A? Mai e și un ceas, mai sunt mai multe chestii Le înșirăm și noi unde putem, că după aia le luăm noi de aici Și le ducem unde trebuie, știi ce zic? O, uite că pot să pus și în pat Bă, interesant Așa E mișto, mă, că poți să le pui și una peste alta, frate. Mai e ceva? Nu mai e nimic. Bam bam. Și domai ce pe finish delivery. Yes. Gata vorul meu. Bă, chiar mi se pare interesant. Dacă ar fi după mine, sincer chiar aș face serie cu joculețul ăsta, dar asta numai dacă depinde de voi, frate. Asta numai dacă Vreți și voi serie cu joculețul. Și primim și noi like-uri, frate. Ai înțeles? Aș Hai să punem asta aici ca să începem să le ducem Uite așa le luăm Pot să pun în cadă și eu ca să le aranjez de acolo? Aparent nu pot pune în cadă Nu contează, lasă-le aici um. Chiar nu pot pune nimic? Să mai bag ceva în plus? Ia stai un pic Da, nu merge decât așa. Și asta nu pot să-l bag mai în spate pe aici. Oricum, mai găsesc eu ceva să mai înghesui acolo un pic. Poate vece ul ăsta, poate mă las să-l bag pe marginea asta aici. Uite că m-a lăsat, aici, de bun. Ok, am băgat vece ul acolo. O cutie de asta aici. Cutia asta pot să o mai bag și pasta pe peste? Ok, Interesant că mă lasă Pernuța asta Pusă pe cutie Fiți atenți aici că o ardem bine de tot ești de nebun Am pus ca un ceasul pe wc -ul. Dar cum le stacăm aici Fiți atenți că le duc pe toate Așa chiuveta Nu cred că mai am unde să mai bag Uite că am avut unde să bag și chiuveta de bun. Și ăsta? Vai de capul meu. Astea sunt pentru pat. Lasă-le aici pe astea momentan. Hai să le ducem pe astea. Ia uite și cât am băgat pe cărucior. E drive. Ăla mi-a rămas în aer. Dar să știți că pentru câte am băgat aici nu mă plâng deloc. Și ducem asta la camera 1 viețile mele. Bă, chiar mi se pare șmecher, frate, că poți să duci cu căruciorul toate astea. Și se încapă destul de multe aici, știi? A, așa. Pick up. Aici cred că vine chiuveta. Ia uite că mi-a pus-o direct. Deci nu merge în altă parte. Bă, noi toată, direct. Îi băgăm loc. După ce punem, trebuie neapărat să dăm loc la fiecare chestie în parte. Să nu uităm asta, da? Ăsta de aici. Cred că ar veni aici. Sau pot să-l pun și aici. Nu. Acolo e locul ei. Îi dăm cu loc, frumos. După aia, Asta este tată. Vedeți? Era pentru calorifer aici. Ăsta de aici, wc -ul. Automat vin aici, am dat loc frumos ca să nu le scăpăm după aia cine știe cum. Astea le punem și noi momentan aici până venim cu patul. Hârtie igienică. Cu ăsta de miroase frumos. Cesulețul îl punem și noi. Uite aici ar arăta frumos. Uh, nu știu dacă pot să fac ceva cu asta să le punem pe aici. Nu merge. Place, throw. Da, nu știu care își de acolo. Hai să luăm asta. Și să mergem. Cum s de căruciul ăsta. Și să mergem aici să mai luăm niște marfă. Uite aici, îl băcăm. Și băgăm astea aici frumos Cred că ar trebui să pun patul prima oară că după aia pe pat mai punem noi și alte chestii Așa mă tot. Hai că a mers Așa Cu covorașul ăsta aici Cu ăsta așa Ce mai era mă? Cam atâta cred că mai e și asta de aici na? Și cam atâta Ușile astea două Nu știu dacă o să meargă să le țin ușile acolo Dar noi încercăm să le punem și noi Să vedem dacă or sta Ia să vedem noi Ce-am făcut mă? Am dat click pe pat și -am băgat la somb Ha că am putut să iau cu tot cu ușile alea A mai rămas ceva acolo? Nu mai rămas nimic, e de bun Și dăm drumul la prima cameră Hai că nu mai băgăm în astea acum O să le las aici, pune și noi ușile astea Băgăm și ușa la baie frumos Luăm ăsta Îl punem aici că l-aranjăm noi după aia Așa și ăsta la fel. Covorașul. îl punem aici momentan. Patul cum vreau să vină, Patu? Aș vrea să vină așa. Dar cred că mai bine îl pun așa. Nu știu. Așa aș vrea să vină patul. Dar cred că mai bine îl pun uh, invers. Pe left-shift e rotate slowly. Pe left-shift nu face nimic. A, left shift și dau scroll. Stai. Așa mă tată Dar nu merge că e covorul, covorul, ăsta aici. Uite așa. După aia luăm ăsta de aici. Sau băgăm așa, fii atent. Băgăm patul la perete. Băgăm ăsta lângă pat, e mai bine Cum deschid ăsta mă de aici? Finish, placing, rotate What? Pe una Ce? Ce caută asta? Ce vrea? Cred că vine să verifice, mă, dacă e tot în regulă. Că droguri de alte nebunii, cum făcea la ăla cu benzinăria de înainte. Și cred că, din câte am înțeles, poate să vină și oameni să spargă magazinul, să spargă hotelul, să-i să, să fure de aici și chestii de genul. Bă, de nu știu cum poți să pui ăsta pe pat, cum îl aranjezi pe pat. Doar îl pui așa și atât, îl lași acolo? Că uite, Astea sunt draperile, la fel trebuie să pun Uite mă că la draperia mergi, mă vezi Dar asta nu mergea, că nu era de draperii Dar ăsta? Ăsta pentru pat, dar de ce nu mi l aranjează și mie? În fine Covorașul Nu e un covoraș mare el așa, dar Merge pus fix în mijloc aici Ăsta e tot pentru pat Poate merge pe ăsta să-l Bă, alu. Bă. Uite mă că s-a pus aia. Cumva. S-a băguit și s-a pus... Ăla pe aia. What the fuck? Ok, whatever. Dă-mi aici loc la ăsta. Loc la pernă. Loc la ăsta loc la bedsheet. Nice. Loc și la ăsta de aici. Dăm loc la tot ca să nu se... Să nu pot să le scot după aia din greșeală. Știi ce zic? Așa. Ăsta este loc, ăsta e loc, ăsta e loc. Cu hârtie igienică, nu știu care e șmecheria. Îi băgăm aici, care vrea să hârtie igienică să le folosească. La fel și asta. Cred că trebuie să iau eu de la mă dispenser să pun hârtie igienică să poată să și le ia de acolo gen. Cred că. Așa. Ne luăm căruciorul directamente de aici frumos. Mergem să ducem astea la warehouse. Așa. Și acum mergem până la magazin, până la ăsta nostru. Uite ce a pot pot să fac probabil și unde lasă, vând eu înghețată sau ceva. Asta ce ar fi shop, nu mă interesează shop acum. Eu aici vreau. Sper că pot schimba și numele cu Denzone Motel ăsta, dai să fie numele meu sau ceva. Ok, și aici hai să ne uităm puțin noi la management, da? La rooms. Ce ne zice despre camera? Că e ready, că e ready, că e ready. Bed și tu te vezi? Not set in bed. Look at bed itself to place it. În rest tot e bine. Missing towel și toilet paper. Ele sunt. Dar nu înțeleg de ce nu merge să le pun cum ar veni. Deci am mai rămas doar cu alea trei pe care, le care sunt deja, frate? Uh, delivery. Hai să ne uităm un pic. Misc. Hai să vedem dacă avem de la pui hârtie igienică în el sau chestii, știi? Aici nu e nimic, aici nu e nimic. A trash can chestii tristii, nu. Aici nu mă interesează. Ceiling, floor, paint, nu. Decorations. Frame, poster, plante, nu. Aici nu. La echipament, da? Holder. Poate e de la de hârtie. Uite, vezi? Este, frate, este. Uh, toilet paper holder. Lămând ăsta. Uh, towel rack, nu știu ce. Lămând ăsta așa. Și mai trebuie și de la de mirosit frumos. Aparat, cum ar veni. Sau la, la nu trebuie, nici nu știu sincer. Accesorii de aici. Nu e nimic interesant. Cam mai e. Mamă, total tupei. Ok. Acestea slow când au apărea el, nu știu, fest. Dacă nu pe fest. Mamă, 79 de dolari. Pe eu dau 19 dolari și cu să dau 79. Very small. Te să mai cumpăr chestii, mă. Că nu vreau. Hmm. Da, așa că cumpăr câte două, dar asta oricum o să am nevoie, câte trei de fapt cumpăr. O să am nevoie și pentru camere celelalte, știi? Așa că îi dăm order aici. Dacă i dau pe că nu mai costă în plus. 40 de dolari. 20. Ia lasă la așa, Asta este. Trebuie, frate, să le cumpăr pale. Și hai să vede care treaba cu beci. de dar nu pot să-l pun eu, frate. Că zicea, by looking at it, put the bedsheet. Dar cum să pun beci, Că nu înțeleg, nu -le cum. Că eu am încercat. Aceasta tip dă tips în tripsuri cum ar veni. Așa. Pick up. Și mă uit la pat. Uite mă pe ei, place shit. Gata mă, tată mă, ia uite. A? Nu fi și aici cu place, cu ceva place shit. Dar nu, că aici am nevoie de, de la neapărat. De le-am comandat deja. Cred că am putea să mergem să dormim și un pic aici. Băgăm pe slip. Mă, mă, și te ridici când vrei tu, la ce minut vrei tu. Delivery vine la 9.53, da? E 30 nu e la 9.50. A venit delivery-ul? Ce-a așa? A, uite l aici! Pe și? Aha. Să le băgăm aici. Așa. Și cam asta, la sunt 3 de la de fiecare. 5 delivery. Nice. Și acum hai să ducem asta la la camere. Și să le aranjăm pe toate. Am nevoie de un și de un asta. asta este de prosop, cum ar veni. Ca să punem și noi la de prosop, uite aici. Uite aici le punem. Bă, da, eu mai aveam ceva. Hmm. În fine. Trebuie să mă gândesc că acum imediat. Hârtie genică o băgăm așa. Și acum dacă luăm din hârtie. Cum fac? Cum fac să pun hârtia aici acum, frate? Open. Ok, gata. Take from the box. Nice. Ataș. Bine. -s. Și pot să le bag aici acum, că nu mai am nevoie să stea toată cutia acolo. Open și aici. Ia una din ăsta. Și unde pot să-l bag eu? Să stea. Unde trebuie să-l țin pe ăsta? Unde să-l bag? ce l-am pus și acolo așa Mi-a rămas de la acolo Și acum dacă iau ăsta Și ăsta O să vin aici VCU Și o să vin aici de așa Aici am zis că îl pun În camera asta la fel Că dacă tot le-am cumpărat să le și pun frate știi? O să vin aici Toilet paper-ul Aici ăsta Bum Și cam aici mechire Asta le iau de aici și pun la mișto pe că oricum o să am nevoie de el acolo. Oricum nu facem acum camera 2. Noi vrem momentan să terminăm camera 1, frate, știi? Ca să vedem ce ne mai zice, ce mai avem de făcut. Ca să meargă camera 1. Management. Rooms, pardon. Redire, ready, ready. Tot în afară de towel. Dar eu știu că cumpărasem, frate, towel. Hai să vedem în warehouse. Unde e warehouse? Eu știu că cumpărasem, frate, prosoape. Deci vă jur că am cumpărat prosoape. Uite, mă, aici este, vezi? Take from the box. Bă, știam că am cumpărat, bă, prosoape, bă. Și e bine că am luat și de la de prosoape. Pentru că... Bum! Mi-a dat 100 că am făcut task-ul. Deci de bun mi-am mai scos din... Din pagubă. Așa. Rooms. E gata, e ready, ești nebun. Și asta mi apare cea cât m-a costat fiecare. Sau ăsta e bonus, nu știu care e treaba. A, nu. Dacă... Da, m-am prins. Deci fii dacă cumperi uh, produse mai scumpe, îți bagă bonus ca să coste mai mult camera pe care o închiriezi tu, cum ar veni. Știi ce zic? Respect de o să iau 20 de dolari pe zi, cum ar veni de aici. Așa că ar că trebui să fie gata aici. A? Și nu știu cum dau drumul la... Să pornească motelul, să dau start. Uite, mă, numele aici, mă. Motel. Uh... Nu știu ce nume să-i eu. Momentan ne băgăm motel shorty. Aici avem câte stele, avem câte. Da, astea, uite, motelul este deschis. Îi dăm drumul doar la motel. La shop și la gas station nu ne-am ocupat încă. Așa că pornim doar motelul momentan, pentru că avem o cameră disponibilă. Care arată... Bă, frate, eu dacă aș fi să intru într-un motel, băi, e motel, nu e hotel, da? Să intru într-un motel de asta și se văd, bă, patul curat, covoraș, nu știu ce. Am și unde sau de să-mi telefonul la încărcat, am chiuvetă, bam, 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 frumos, hârtie igienică cu 17.000 de straturi. ce deci o chiuvetă, tot, tot ce nevoie, bai așa. O pentru mine, eu m și băga, bun, nebun. Fiind motele ieftinache. Bună ziua, asta a venit cu... Dolorie, nici de bun, mașina timpului. Pe cobor în mașină ca să te băgăm acolo sau saldă? Arată chiar bine, vrei să te mint. Ia. Că avem primul client. Avem primul client. Bă, sper să vă placă seria, bă, și să dați și voi like-uri, bă. Ca așa e, la primul episod, primele două, trei episoade sau cât o fi, e cam greu. Task completed, ok. Bună ziua. Vrea o cameră cu un pat. Deci trebuie trebuia ca alte camere să fac și cu două paturi în caz că vine cu nevasta, că oale, știi? Uh, și îi zic așa, așteaptă un minut, așteaptă, nu e nicio cameră disponibilă sau ia camera asta. Take this room, no key on the table. Uh, wait for a minute, îi zic. Uh, și cum fac cu okay cheile? Keyholder pe Q, dar care e keyholder-ul? Ok. Pe 1, da? Pick up. Așa. Take this room. Mă uit aici că este tot în regulă. A, el costă 320, bonus este atâta, bă. Take payment. Correct. Right. Și right. mi-a mai dat și reward din costă 150. Bombiță. Ia să vedem. A intrat omul în casă și l-a pe geam pentru că sunt niște perversi. A? A dispărut? What? Aute, mă, A, uite mă, s-a dus la baie mă. S-a închis acolo. Și putem intra peste el? Fiate că nu pot să intru peste el. Hai să luăm să-l ducem la warehouse. Chiar mi se pare interesant, sincer. Chiar mi se pare frumos jocul. Și sper să vă placă și vouă din tot sufletul. Uite aici, ca să ți se cartu cartul, dai pe butonul de panică. Și aici le ținem când o să avem nevoie de hârtie igienică și tot ce, avem, ce mai avem nevoie. Le luăm direct de pe rafturi frumos și le bagăm la nevră. Le aranjăm și pe rafturi ca să nu stea... Asta e gunoi de aici, cum ar veni. Ca să nu stea în da? Închidem cutia asta Put in box Bă, alu In box vreau. Nu mai contează Close Așa Ăsta nu e gunoi, mai are vopseanel Uite vezi, mi-apare nivelul acolo A început să plouă Hai să vedem ce mai face băiatul nostru și văd că în episodul următor ne ocupăm și de benzinărie. Să gândește la ce o să facă mâine, să uită și el. Bă, n a început ploaia bine că m-am cazat la ăștia aici. ce asta, mă? A, e gunoi, e o hârtie, ok. Parcă aveam pe aici coș de gunoi aproape de mine. Poate să l arunc așa direct. Eu știu că am coș de gunoi aici, dacă credeam că am și coș de gunoi așa, trebuie să-l cumpăr eu aparent. Curățăm întotdeauna să fie curat. Și cam atât a fost cu episodul pe de astăzi, fraților, că filmăm deja de 47 de minute. Sper din toată inima că vă place joculețul și sper să dăm și noi like-uri acolo, să strângem și noi, mă, nu 400 500 de like-uri, dar măcar 300 de like-uri. Iar în episodul următor ne ocupăm de benzinărie și mai trebuie să mai facem curat pe aici, pentru că avem uh, destul de multe gunoaie. Bine, sunt și destul de multe de astea de ce deci o să fie ușor de făcut. Poți să-i fur mașina ăsta? Nu pot. Țiganul, tot țigan, frate, tot să fur, tot să fac. Cam atât a fost uh, cu episodul ăsta și ne revedem data viitoare. Vă pup și vă iubesc. Ciao les!